Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am să vă prezint un nou swap. De data aceasta, prietena mea invizibilă numărul 14. Aici am o cutie enormă și nu se mai termină swap-urile. Oricum, eu sunt încântată de a face aceste swap-uri cu voi. Sunt încântată că tot mai multe persoane mă contactați. Sper să aveți răbdare ca să fac... Să fac swap-uri cu toată lumea și hai să trecem în a deschide cutia. Deschid cutia și revin să vedem ce-i înăuntru, că sunt foarte curioasă. Am desfăcut cutia, este imensă. Ia uitați câte produse sunt aici înăuntru. Chiar sunt foarte frumos împachetate. Eu, ca de obicei, nu am să dezvălui cu cine am făcut swap-ul. Dacă vrea fata, în descriere va pune, se va dezvălui. Sunt o grămadă de produse, nu știu cu ce să încep. Încep cu această jucărie pentru Tommy. Uitați cât e de drăguță. Așa, toată lumea îmi trimite lucruri pentru Tommy. Și am aici o felicitare, o scrisoare foarte drăguță, ia uitați. A lipit o grămadă de bufnițe pe ea, este, cred că, scrisoarea cea mai specială pe care am primit-o. Wow! Ia să vedem înăuntru. E așa. Mi-a scris o grămadă. Îmi face o deosebită plăcere că ai așteptat să faci un, că ai acceptat să faci un swap cu mine. Sper din suflet să nu te dezamăgesc și să-ți placă tot ce ți-am trimis. Wow, mi-a trimis o grămadă de chestii. Sigur că o să-mi placă tot. După cum observi, am făcut totul cu mare drag. Mi-a intrat la sufletel și îți vreau binele. Așa că prețuiește-ți viața. Știu că-ți... mă rog, nu am să citesc tot. Este foarte drăguță. Chiar este minunată. Uitați cât de drăguț. Ia și să începem cu toate produsele care le-am aici. După cum vedeți, mi-am pregătit forfeca. Așa că să începem cu acest produs. Inimioara este a mea. Ai, mi-ai trimis vreun colier. Sunt foarte special ambalate. Chiar, sincer, mi-e milă să le desfac. Ai, inimioara de pe ceas, cât de tare, uite, mi-a trimis un ceas foarte drăguț, care are o inimioară. Așa, foarte, foarte tare, foarte drăguț, ia uitați. Așa, mulțumesc frumos, am să rung cutiile pe aici. Sunt foarte multe lucruri, cred că o să stau aici o jumătate de oră ca să le desfac. Aici scrie pentru că natural. Ia să vedem. Un săpun. Miroase foarte bine. Un săpun artesanal. Ia uitați cât de tare e. Așa. Să vedem. Alt produs cu etichetă. Cu siguranță nu îl ai. Zice, cu siguranță nu îl ai. Ia să vedem. După cum arată, nu l-am. Body scrub. Nu l-am. Chiar îmi trimiteți produse pe care nu le-am și chiar mă bucură foarte mult acest fapt. Să vedem cum miroase. Wow! Miroase puțin picant. Miroase foarte bine. Așa. Mama are tenul gras, dar îl folosește. Să vedem. Eu am tenul gras și... Dacă e bun ei, poate să-mi fie bun și mie. Așa. Ia să vedem. Că nu am răbdare eu să desfac frumos lucrurile. Nu am răbdare. Emil Plant. Foarte tare. Un gel cremă hidratant. Din moment, eu am folosit lucruri hidratante sub formă de gel și mi-a fost foarte bun. Așa că e posibil să-mi fie bun. Chiar sunt produse foarte frumoase. Ia să pun scrisoarea într-un loc în care să nu pățească nimic.
Folosește-o pe gât și frunte, face minuni. Ia să vedem. Ce? Mi-a trimis o grămadă de lucruri. O grămadă. O grămadă. De la Farmec, o cremă antirid cu argan. Îți mulțumesc frumos. Chiar am început să folosesc lucruri antirid pentru ochi. Și la fel pentru frunte. Chiar am nevoie. Așa. Super tare, super tare. S-a deschis un magazin Gerovital aici la noi în Barcelona, dar nu am să-mi cumpăr nimic pentru că sunt foarte scumpe. Un produs care în țară poate costa 14-15 lei, aici costă 14 euro. Exagerat de scumpe sunt produsele, așa că eu nu am să-mi cumpăr niciodată. Poate cândva, dar nu. Eu o ador. O am de un an și jumătate. Un an și jumătate. Așa, eu am avut ceva. Eu am avut de la Rimmel London. Acesta este de la Maybelline. Este o pudră. Așa, este foarte tare. Eu am avut așa ceva de la Rimmel și mi-a plăcut mult. Să vedem. Nu o să-ți placă. E prima oară când cineva îmi scrie așa ceva pe un ambalaj. Mamă! Ce vorbești? Ce tare! Biscuiți rom! Sandwich! Ce tare! Prima oară în viața mea când văd așa ceva. Deci am descoperit cu voi și prăjiturelele rom și ciocolata mare rom și acum biscuiți rom, cât de tare! Deci nu vine să cred, sandwich cel rotund. Foarte, foarte tare! Foarte tare! Să vedem ce mai avem aici. Avem un produs fără ambalaj, fără hârtie. Fără hârtie scrisă. Așa. Îmi plac mult produsele Le Petit Marseillaise. Este un șampon cu argilă. Foarte tare. Mie îmi plac mult produsele. Nu prea am ocazie să le cumpăr pe unde mă învârt eu. Dar de câte ori pot îmi cumpăr. Pentru un zâmbet perfect ca al tău. Nu mi-ai trimis paste de dinți, toată lumea îmi trimite paste de dinți. Ia să vedem. Ceva pentru dinți, tot mi-ai trimis. Cât de tare, ia. Să vedem. Ba da, mi-ai trimis. Habar n-am ce mi-ai trimis. Probabil este o pastă de dinți. Ia, spuneți-mi voi. Pasta de dinți, da, pasta de dinți. Am scăpat de dubii, este pasta de dinți. Eu nu am văzut așa ceva pe aici, de aceea sunt așa în dubii. Aici e o cutie pe care scrie: cutia folosește-o pe post de cutie de bijuterii. Restul, imaginează-ți un pahar de cola cu gheață în formă de rândunici și inimioare. Nu înțeleg nimic. Ea este o cutie în formă de inimă. Și să vedem. Să vedem că sunt curioasă. Ia uite. E foarte drăguță cutia. A, și înăuntru sunt înăuntru e o formă de făcut de făcut prăjiturele de făcut. Ia, de făcut ciocolată. Foarte drăguț. Mulțumesc frumos. E chiar foarte drăguță această cutie. Așa. Să vedem, că sunt multe lucruri aici și nu o să am timp să le desfac pe toate și am ceva aici fără nimic scris. Să vedem ce avem aici. Sunt haine, sunt hainuțe. Așa. A, este o bluză. A, o bluză galbenă, foarte drăguță. Așa. Așa, ce mai? Aruncăm aici pe pat. Altă bluză. Bine, eu mai eu. Așa, îți mulțumesc frumos. Începeți să-mi trimiteți de toate și haine și de toate. Și aici mai avem ceva. Așa. Altă. Acesta este drăguț, este scurt. Foarte drăguț.
Așa, mulțumesc frumos. Chiar îmi trimiteți, îmi trimiteți de toate acum. Mă întreb ce o să mai trimiteți. Nu o mânca. Știu că e greu să te abții, chiar mi-l lasă super bine. Ia să vedem. Să vedem. O fi o cremă de corp. Da, o cremă de corp, wow, cu piersici. Uf, trebuie să miroasă, cred că super. Ia. Mamă, cât de bine miroase, chiar că miroase bine. Miroase foarte bine, ia uitați. Aceasta trebuie să... Mă grăbesc, am prea multe lucruri aici. Nu l-am văzut în colecția ta. Ce-o fi, un parfum? Fii un parfum? Cât de bine le-ai împachetat. E împachetat prea bine, pe bune. Să vedem. Nu l-ai văzut în colecția mea, o fi un parfum? Da, un parfum. Să vedem ce parfum. A, acest parfum de la Oriflame, chiar că nu l-am și nu l-am avut niciodată. Îți mulțumesc frumos, chiar am văzut într-o pagină parfumată că mirosea foarte bine. Îți mulțumesc pentru parfum. Așa. Altă chestiuță fără nicio hârtie. Ia să vedem. Wow, de la L'Oreal. Pentru față sunt cu acid... Habar n-am cum ce spune pe românește. Dar este foarte drăguț. Este foarte drăguț acest set. Mulțumesc frumos, chiar. Primez lucruri foarte drăguțe. Chiar nu pot să zic dintre toate sfavorile care îmi place mai mult, pentru că îmi trimiteți lucruri, aici scrie buhuhu. Să vedem unde e foarfeca. Ce mi-ai trimis aici? Ia să vedem. Ah, mi-ai trimis o bubniță. Doamne, nu pot să-mi dau seama. Chiar nu pot să-mi dau seama. Ia, uitați, un colier cu bubniță. Ia, foarte drăguț. Nu am acest timp de colier. Am o grămadă de feluri, dar așa nu am. Cât de tare. Nu mi-am dat seama. Ce să faci? Nu mi-am dat seama și nu mi-am dat seama. Ia să vedem. Un încrasul. Să mă cer cu cineva. O ojă de la Oriflame. Tot primesc oje și primesc culori diferite. Foarte tare, așa. Este foarte drăguță. E mată. Îmi plac mult ojele mate. Foarte important să știți că îmi plac ojele mate. Cele cu SIDEF nu mă dau pe spate. Să vedem. Că nu pot să le desfac. Altă ojă. Nu îmi zice că altă ojă. Altă ojă. Altă. Wow! Un corai foarte drăguț. Ia uitați. E foarte drăguț această culoare. Chiar îmi place. Și mai multă culoare. Altă ojă. Nu, nu zice că altă ojă. Mai. Nu. Cred că e un ruj. Cred că e un ruj care o să-l desfac la primăvară. Am reușit eu să-l desfac. Încet, încet. E un ruj care se lasă foarte greu desfăcut. Așa. E un ruj de la Oriflame. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Eu nu am, din această colecție, nu am niciun ruj, așa că de moment am toate produsele pe care le-am primit de la tine, nu le-am mai avut. Avem altă cutie fără nimic scris. Ia. Să vedem. Așa, este acest set cu crema de ochi, dacă nu mă înșel, și cu rimelul de Oriflame. Da, peste cap rimelul, nu-i nimic, îți mulțumesc frumos. Mamă, câte lucruri mi-ai trimis, prea multe lucruri, să știi că mi-ai trimis prea multe lucruri. La fel de dulci ca tine, ce să fie oare? Habar n-am. Eu nu sunt chiar atât de dulce. Dar să vedem, că sunt foarte curioasă. Wow, mi-ai trimis alte ciocolăți, bombonele Rom Top. Sunt superbe acestea, sunt chiar superbe. Deci, mulțumesc frumos. Chiar o să zic mulțumesc în tot videoclipul. Avem altă cutie mare. Am auzit numai de bine. Mamă, această cutie este grea. Această cutie este mare și grea.
ce este? Argan Plus. Nu cunosc eu. Șampon. Sunt de la Farmec, nu? Da, de la Farmec. Șampon și mască. De la Farmec, foarte tare. Chiar. Sunt super, sunt superbe produsele care le primesc. Chiar. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai trimis. Un pic de culoare. Alt ruj. Alt ruj, alt ruj. Cred, da. Alt ruj. Așa. Alt ruj de la Oriflame. Foarte drăguț. Au mai rămas două produse. Din păcate mi se duce lumina naturală și nu se vede, așa că o să mă grăbesc. Aici scrie, o folosesc de 3 ani. La tine nu am văzut-o. Să vedem ce e. Sunt curioasă. Mă scuzați că nu am lumină, dar s-a întunecat afară. Să vedem. A, este acel kit de sprâncene de la Oriflame. Foarte tare. Mulțumesc frumos. Chiar nu mi l-am cumpărat niciodată. Chiar habar n-am de ce. Și ultimul produs care este în cutie. Un produs, o cutie foarte mare. Sunt curioasă să vedem ce e. Ia. Așa, este un set de la Palmolive cu măsline. Este săpun și gel de duș, dacă nu mă înșel. Așa. Foarte tare, este foarte drăguț. Sigur, miroase foarte bine. Îți mulțumesc frumos. Acestea au fost produsele pe care le-am primit. Acesta a fost swap-ul pe care l-am făcut. Produsele îmi plac foarte mult. Sper să vă placă și vouă. Mulțumesc frumos pentru toată... Pentru toate lucrurile care mi le-ai trimis, chiar sunt lucruri pe care nu le am. Mereu primesc produse pe care nu le am. Nu știu până când, sunt curioasă când o să spun deja am toate produsele. Nu cred că va exista momentul. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu sunt încântată de produse. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.